Shasha FM, umoita uz mai bine. A fost ora 19. Bine v-am găsit în Rușușa și vă prezint știrile orei. Ceremonia inaugurală a fost precedată de confruntări între la Sao Paulo între opozanței mondialului și forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene pentru a încăștia protestatarii. 60% din populația Braziliei se pronunță împotriva acțiunii mondiale. Costurile de 15 miliarde de dolari și proasta organizare care a provocat mai multe decese pe șantiere a accentuat nemulțumirea. Fostul prefect al județului Iași și Radu Trisăcaru a fost condamnat definitiv la 4 luni închisoare pe executare. Instanța Supremă l-a găsit vinovat de luare bunită. În 2006, Radu Trisăcaru a cerut să primească 3 dintre cele 16 hectare retrocedate unei familii de Iași. Urmează știri din spate. La începutul acestei luni, la centrul sportiv Apollo din București au avut loc campionatul național de low kick și cupa campionilor la kick, box, light contact și semi contact. La această întrecere au participat 23 de cluburi din țară, iar Pitușul a fost reprezentat de sportivul Marius Stocea. La final ascultăm patru despre vreme. Vremea va fi instabilă în zona de munte și în jumătate de sud-est a țării, mai ales de pe amiază și noaptea, va fi mai temporar accentată și local se vor semna la adverse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată în vântului. În restul teritoriului cer încași variabile a casturile fenomenului vor face apariția izolată, spații mici fac de-a grindului, iar cantitățile de apă vor topăși 20 de litri de metri pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în urmă, 2 și este cu Transilvania și 34 de grade în sud-estul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 11 grade. Acestea cu știrile rămâneți în